tăiată, focul cel sfânt venita. Mulțimea strigând de bucurie că a primit cerească lumină pe care acum bătrânul patriar comparte tuturor credincioșilor. De aproape două milenii, creștini de pretutindeni își împlinesc gândul și dorul de a pleca genunchii la locurile sfinte și de a călca pe urmele biruitorului morții. Din acest dor și dragoste ne-am îndreptat și noi inimile și pașii spre pământul țării sfinte. Am venit pentru a lăsa aici lacrima cristalină a fericirii și bucuriei, pentru că ne-a fost hărăzit să ne împărtășim din binefacerile izvorâte din puterea mântuitoare a locurilor biblice pe care le-a sfințit cu viața și învierea sa Iisus Hristos. Prin umanitara lucrare ecumenică, duhovnicească și pastoral-misionară, biserica noastră de la Ierusalim a devenit peste timp un simbol al reprezentanței românești în contextul culturii universale. Atunci când timpul sărbătoresc reunește în acest lăcaș oficiul liturgic, totul se însuflețește, totul se transfigurează, totul se îmbracă în haina unei sfințenii de netăgăduit, astfel încât nu poți să nu recunoști aici un topos într-adevăr sacru, încărcat de atributele care conferă înaltă smirenie și credință. Înțelegi că te găsești într-o oază a spiritului unde rugăciunea se împletește cu munca, viața activă cu cea contemplativă, trecutul cu prezentul și toate radiază înspre lume pace și iubire. Panteonul de sfinți români, pictat în timpul părintelui Ioan Selejan, este străjuit de protectoarea țării noastre, Fecioara Maria. Părintele Stareț, astăzi episcop de Covasna și Harghita, a trecut pe harta țării și micul său sat natal Petrani, motiv de emoții pentru autorul filmului, care și el se trage de la poalele acestui sat. Primul nostru drum a fost de-a lungul Mării Moarte către peninsula Sinai din Egipt. Călătorim cu o cursă obișnuită, plină de călători băștinași, în timp ce străbatem deșertul Negev. În Elat, mergem cu o cursă locală până la graniță și după ce o trecem pe jos, ne îndreptăm spre Egipt. În drumul nostru am fost însoțiți de Maica Magdalena și sora Antonina de la mănăstirea Clocociov din țară. După ce am făcut un scurt popas la Marea Roșie,
ne continuăm drumul spre inima peninsulei Sinai. Următorul popas l-am făcut aici, unde am fost oaspeții unei mici așezări de beduini. Ajunși la mănăstirea Sfânta Caterina, ne-am continuat drumul, în aceeași noapte, spre locul biblic din vârful muntelui Sinai. Zeci de pelerini au urcat și în această noapte cei 2300 de metri ai muntelui pentru a fi martorii răsăritului de soare. Este un mare și de neuitat moment să te afli aici, unde în vremurile sfinte Tatăl Ceresc a transmis lui Moise cele 10 porunci, porunci scrise cu săgeți de foc, săgeți care au aprins flacăra credinței în sufletul milioanelor și milioanelor de oameni. Încă sub influența măreției muntelui Sinai, ne-am rugat Sfinte Caterina în biserica mănăstirii care îi poartă numele. Reîntorși la Ierusalim, am fost primiți cu dragoste de personalul locașului ortodox român de aici. M-a biruit doar de mine imediat. Țara, unde te-ai născut, e ceva care te leagă, nu ceva care nu te lasă. Dar iată că aici întâlnești oameni care te fac să înțelegi că simbioza dintre dragostea de țară și măreția locurilor sfinte este însă și zvorul unității religioase al poporului nostru. De aceea, dorul de țară, de care atât de frumos a vorbit Maica Emanuela, se contopește aici cu dorul împlinirii veșnice a credinței noastre strămoșești. Dar să lăsăm pe diaconul David să-și dezvăluie în fața noastră măcar o parte din enciclopedia cunoștințelor sale biblice. Ne aflăm pe muntele Măslinilor sau muntele Eleonului. Privim spre biserica Dominus Flevit, Domnul a plâns, locul de unde Mântuitorul Hristos plângea dărâmarea și pustirea orașului Sfânt Ierusalim. La poalele muntelui, Valea Judecății sau Valea lui Iosafat, localnicii spun Pârâul Cedrilor, locul unde Dumnezeu, când va fi sfârșitul lumii, va judeca lumea în fața porții de aur, care astăzi este închisă de musulmani, ca Hristos să nu mai intre a doua oară.
după zidul cetății, se vede moschia lui Omar, acoperișul de aur, pe locul unde a fost locul cel mai sfânt din Vechiul Testament, templu. Intrarea se face prin orice latură, numai poarta aceasta pe care Domnul a intrat în Duminica Florilor, triumfal în cetate, când copiii puneau ramuri de fenici, strigând Osana, este închisă de musulmani. Se va deschide la a doua venire a Mântuitorului. Lângă zidul cetății, puțin dreapta sud, se văd turele și acoperișul conic a bisericii Adormirea Maicii Domnului, unde a fost casa Sfântului Ioan. Orașul Sfânt, Ierusalim, se traduce orașul păcii, Ir, așezare, Shalom sau Salem, pace, orașul păcii, oraș cucerit de împăratul David de la Ebusei. Cetatea, zidurile care le vedem astăzi, sunt de aproape 500 de ani făcute de turci de Soliman Magnificul. Iată-ne în biserica cea mare a Bunei Vestiri. Privim spre casa Maicii Domnului. Iată locul unde Arhanghelul Gavril, Îngerul Darului, a adus vestea cea mare Fecioarei Maria. Bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine. Ce taină mare s-a săvârșit în acest loc dumnezeiesc. Gavril Arhanghelul a intrat în această cămară de rugăciune a Fecioarei Maria și a zis, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Nu te teme, Marie, că ai aflat har la Dumnezeu și iată vei lua pândece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Noi intrăm în Betlehem, orașul lui Iisus, cetatea lui David, care este în zona palestiniană condusă de Yasser Arafat. Suntem în fața Bisericii Mari a Nașterii Domnului din Betlehem. Este cea mai veche și mai originală biserică creștină din Țara Sfântă. Ușa umilinței. Intrarea în Sfânta Biserică. Filmăm în Biserica cea mare a Nașterii Domnului din cetatea lui David, Betlehem. Iată catapeteasma din lemn aurită, donație a familiei Cantacuzinilor, a poporului român. Coborâm sub altarul cel mare al bisericii, în Sfânta Peșteră. Avem în imagine altarul unde părinții slujesc sfânta și dumnezeiască liturghie. Iată steaua de argint aurită, pe marginea căruia sunt scrise cuvintele în limba latină, aici s-a născut Stăpânul Lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, din Fecioara Maria. Rând pe rând, fiecare pelerin îngenunchează și sărută locul nașterii. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Imagine satul păstorilor numit în arabă Beit Sahur. Spun colindele că păstorii și-au lăsat turmele lor și au venit să închine aici în peșteră pruncului, aducând darul cu ei, mieluți, caș, lapte, ce aveau ei în jurul lor, în stâna lor, aducând pruncului de împărat. Facem pe pas la cel mai jos loc din lume, Marea Moartă. O întindere de apă sărată, numai soarele și luna se oglindesc în valurile ei. Marea Moartă poartă în sine blestemul lui Dumnezeu, aruncat asupra celor două cetăți de tristă pomenire, Sodoma și Gomora. Marea Moartă este unică în lume. Coborâm la malul mării, atingem cu toții cu mâinile apa sărată, ne aducem aminte de Sodoma și Gomora,
și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne izbăvească de păcatele cele urâte ale acestor cetăți blestemate. Coborâm încet, încet prin satele Galilei spre râul evanghelic Iordan, râul în care Mântuitorul a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul. Iată-ne la apa râului Iordan. Râul Sfânt are trei izvoare: Dan, Banias și Iarmuc. Iată-ne ajunși la mănăstirea închinată Sfântului Petru și Pavel din Capernaum, locul unde Mântuitorul și-a început activitatea sa mesianică. Aici, trecând Mântuitorul, i-a spus lui Levi: Matei, vameșul, lasă totul și vino după mine. Iată-ne în curtea mănăstirii părinților benedictini de la Tapca, nume nemțesc dat de călugări, vechea denumire acestui loc, Maigadan, sau Heptapegon, numele grecesc. Ne aflăm la poalele Muntelui Fericirilor, în biserica zidită pe locul unde Mântuitorul, cu doi pești și cinci pâini, a săturat mulțimile. Mai trebuia o piatră. Vedeți, piatra asta se pune așa, încă una, așa intra un len și doi băgăruși învârteau la cu capul de lușă învârtea. Și atunci zdrobeau măslinile care erau aici. Iată-ne în fața Bisericii Ortodoxe cu hramul Buna Vestire, biserică ce aparține Mitropoliei de Nazaret. Biserică repictată între anii 1977-78 de către trei pictori români, frații Moroșanu. Pictura este un dar al Patriarhiei Ortodoxe Române în timpul prefericitului părinte patriar Justinian către Mitropolia Ortodoxă de Nazaret. Iată-ne în apsida cea veche privind spre izvorul Maicii Domnului. Iată locul unde Fecioara Maria zilnic venea de-și lua apă pentru trebuințele casei. Iisus le-a poruncit: umpleți vasele cu apă. Și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis: scoateți și aduceți nunului. Și ei au adus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar răzvrătitorii care scoseseră apa știau, a strigat nunul pe mine și a spus: orice om pune să-i vin pe bun și când a băut bine pune pe cel mai slab, dar cu aici nu vine cel bun până acum.
acest început al minunilor l-a făcut Iisus aici în Cana Galilei și a arătat slava sa și au crezut într-însuri ucenicii săi. Slavă Tatălui și Fiul Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vești. Amin. Iată-ne ajungi la muntele Tabor, muntele schimbării la față. Suntem deasupra pe platou muntelui, în fața mănăstirii ortodoxe, cu hramul schimbarea la față, mănăstire construită în 1870 de părintele român Irinar Rossetti. Iată-ne înăuntru Sfinte Biserici. Cât vor fi veacurile, Taborul rămâne muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Slavă ție, Mântuitorule, că te-ai urcat astăzi cu noi pe muntele Tabor, că ne-ai primit și pe noi, împreună cu Petru, cu Iacob și cu Ioan, să simțim și să trăim taina schimbării tale la față. Mântuitorul s-a schimbat la față înaintea ucenicilor și Petru spunea: vrând parcă să înveșnicească acest loc, Doamne, bine să fim noi aici, să facem trei colive, ție una, lui Moise una, lui Elie una. Poalele muntelui Măsinor, în grădina Ghețimani, lângă mormântul Maicii Domnului, unde Iisus, deseori, cu ucenicii, cobora din cetate, venea de se ruga Tatălui. Măslinii seculari care au fost martori ai rugăciunii Domnului Hristos, martori ai prinderii. Printre acești măslini, deseori, seara, miezul nopții, venea Mântuitorul Iisus cu ucenicii să ruga. Aici a venit și Iuda cu ostașii, sărutându-l, dându-l în mâinile iudeilor. Am ajuns cu ajutorul Dumnezeu la Pretoriu, stația întâia. Aici era vestita fortăreață Antonia, sediul provizorul a guvernatorului Ponțiu Pilat. Și aici a fost adus Mântuitorul în dimineața zilei de vineri și judecat. Vina lui era, cum știm toții, că s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu și după legea lor trebuie să moară, că s-a făcut Fiul al lui Dumnezeu. Și aici Pilat, când l-a scos în fața mulțimilor: cum să răstignesc pe împăratul vostru? Dar intrase cu o săptămână înainte, Duminica Florilor, călarea pe Munza Sinei cu sanale, cu finice. Spune: noi nu avem împărat decât pe Cezarul. Împăratul mi-a zis: ce minți ai, evrei, că doar e ura de moarte pe urmă-ndor îi stăpânea. Și a spus: și ce să fac? Ia-l, răstignește-l. Și dacă nu-l răstignești, nu ești prieten al Cezarului. Și atunci Pilat, să nu-și piardă postul și avantajele lui, l-a lăsat în mâinile ostașilor ca să fie batjocorit. Și aici a fost dezbrăcat de hainele sale, s-a pus cununa de spini pe cap, pe cupolă e o imensă coroană cu spini. Iar ce vedeți dumneavoastră aici sunt jocurile romane, unde jucau țarul soldații romani și îl batjocoreau pe Domnul. Îl loveau, de dădeau palme și spuneau: prorocește, Hristoase, cine este cel ce te-a lovit? De aici începe drumul durerii, drumul crucii. Cine sunt cei ce te-au scuipat? Atunci a suspinat ușor. Oprim în locul unde Mântuitorul a căzut prima dată sub povara crucii. Locul unde Fecioara Maria, Maica sa, îl întâmpină împreună cu femeile mironosițe și îl strică cu glas mare: vai, Fiul meu! Și cade leșinată în brațele sfintelor femei. Aici, ostașii silesc pe un țăran ce venea de la câmp
să ducă crucea Mântuitorului spre Golgota. Iată, în blocul repus de creștini, în peretele casei, bloc de piatră, urma palmei Mântuitorului rămasă imprimată atunci când s-a sprijinit sub povara crucii. Iată-ne la stația 6, locul unde o tânără fecioară, pe nume Veronica, a șters fața însângerată și plină de praf a Domnului, cu mahramă curată, și așa ne-a rămas prima icoană cu chipul Domnului Hristos, Sfânta Mahramă. Stația 7, în locul acesta, Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Până în acest loc ținea zidul cetății sfinte, cetatea de acum 2000 de ani, zidită de Solomon. În continuare, stația 8-a, a 9-a, a 10-a sunt marcate pe zidurile caselor care s-au zidit mai târziu, casele arabe. Intrarea în Biserica cea Mare a Învierii, Biserica Luminii și a Vieții, locul cel mai sfânt de pe pământ. Biserica Învierii, pentru că nu moartea, ci învierea Domnului este temelia, cununa, biruința creștinătății. Aici, fraților, se sfârșește drumul crucii. De aici începe calea veșniciei. Pe la 1800, când s-a închis ușa săracilor creștini, ce nu aveau cu ce plăti impozitul pus pe slujbe de turci, s-a închis ușile, s-au rugat afară și a coborât sfânta lumină, crăpând acest stâlp de marmură. Aici s-a săvârșit cea mai înfricoșată dramă din istoria omenirii. Fiii oamenilor au încercat să omoare pe Fiul lui Dumnezeu. Iată Maica îndurerată, cu sabia în inimă, sabia prorocită de bătrânul Simeon. În altarul ortodox, o cruce mare cu Mântuitorul pictat pe ea, ce predomină Sfântul Altar. Iată stânca Golgotei, ce a crăpat atunci când Domnul a murit pe cruce. Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Iată-ne acum sărutând piatra ungerii. Ne apropiem cu mare credință și negreită bucurie sufletească de mormântul Domnului. Aici este locul cel mai sfânt al creștinismului de pe toată fața pământului. Este un prilej deosebit să participi în miez de noapte la Sfânta Liturghie și să te spovedești aici, unde a strălucit în lume lumina Învierii lui Hristos. Biserică ortodoxă, unde înăuntru ei vom vedea urma piciorului Mântuitorului, lui Iisus, când s-a înălțat la cer. Aliniat de suferință.
ajungi tot pe Valea lui Iosafat, în fața bisericii ce acoperă mormântul Sfintei Fecioare Maria. Binevoată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecii oameni, Doamne, miliește, Doamne, și Doamne, și prea puternic, ce părinte, bine. Pentru rugăciunile preacurate, Maicii noastre, născătoare de Dumnezeu și a tuturor sfinților, Doamne, miliește-ne și te mântuiește. Amin. Salim, coborând printre dunele de nisip și corturile beduinilor, iată ne ajungi pe valea prăpăstioasă și plină de peșteri a pârâului Horat, locuită până nu demult de zeci și zeci de sihaștri. Până în anul 614, mănăstirea aceasta a avut un mare rol duhovnicesc. Era o adevărată lavră cu viață de obște și cu sute de pusnici în jurul ei. Atunci când au venit perșii, au fost uciși aproape toți călugării din mănăstiri și sihastru de aici, din pustiul Hozeva. Și iată-ne acum urcați deasupra mănăstirii, în fața Sfintei Peșteri a Marelui Proroc Ilie Tezviteanu. Iată chelia unui Sfânt Părinte, Părintele Arhimandrit Gavril, care s-a nevoit aici 35 de ani. Funia și coșul cu care se dea hrană bătrânului pusnic. Iată-ne în biserica cea mare a mănăstirii, numită de părinții călugări Chiriaco. Iată aici se păstrează, în racle de argint aurite, o parte din moaștele sfinților părinți. Capul Sfântului Antăcutu, capul Sfântului Gheorghe, iar în potir, o parte din trupul Sfântului Ioan Botezătorul. Iar acum mergem spre paraclisul închinat Sfântului Ștefan, unde se află moaștele sfinților părinți uciși de perși și a celui mai nou dintre sfinți, Sfântul Ioan Iacob Romanu. Ultimii ani ai sfinției sale, 1952-1960, se mută într-o pește lângă mănăstirea în care ne aflăm, unde s-a nevoit rugăciune și viață sfântă până la moarte. După 20 de ani, s-a constatat că trupul său era încă neputrezit. Cuvioase Părinte Ioane, viață cerească ai petrecut pe pământ, căci de la Sfântul Botez ai primit numele Marelui Proroc Ilie, iar de la primirea chipului îngeresc Sfântului Ioan Botezătorul, spre ocrotire ai fost încredințat. Acestea avându-le în minte noi, nevrednici și păcătoși, venim cu umilință și evlavie, rugându-te să nu ne treci cu vederea când alergăm la ajutorul tău. Sfinte Părinte Ioane, cel ce din pruncie ai fost orfan de părinți, ajută cu rugăciunile tale pe cei orfani ca să găsească iubirea Părintelui Ceresc. Cel ce ai fost frate și viețuitor în mănăstire, ajută-ne să viețuim oriunde ca frați întru Hristos. Cel ce ai făcut din dorul de pustie, dor de cerul sfânt, ajută-ne cu rugăciunile tale
să căutăm sfințirea sufletelor noastre pustite de păcate. Ferește țara noastră de primejdii și necazuri și roagă-te pentru întreg poporul binecredincios ca împreună cu tine să preamărească prin credință și fapte pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mari ne-au fost mulțumirile către pusnicii care s-au jertfit pentru propășirea sfintei credințe dumnezeiești. Dar aici, în Țara Sfântă, am înțeles că adevărata credință nu înseamnă neapărat izolare și retragere în pustnicie. Ea poate fi la fel de măreață și dacă își găsește lăcaș în mijlocul oamenilor. De aceea, peștera diaconului David Pristavu nu este în pustiu, ci aici, în mijlocul nostru, în mijlocul credincioșilor și a mai puțin credincioșilor. Aici, unde el de ani de zile se străduiește, se lege o punte de granit între începuturile creștinismului și viața modernă de astăzi. El reușește ca aici, în acest centru unde se întâlnesc trei mari culturi religioase, să fie un mesager neobosit al creștinismului. Fie că este vorba de muncitorii români care lucrează în Israel, fie că este vorba de pelerini așa cum am fost noi, fie că este vorba de sprijinirea ambasadei române din Israel, sau fie că este vorba de însoțirea vizitelor guvernamentale din România, simțim la fratele David aceeași flacără vie care reîncinge credința strămoșească a noastră a tuturor. Dragostea lui de a ne duce și pe noi prin locurile sfinte, acolo de unde tocmai se reîntorsese, a fost mai mare decât oboseala și de multe ori totala epuizare fizică. Deși este un neobosit însoțitor al celor care vizitează țara Mântuitorului, deși a călcat sute de ori pragurile locurilor biblice, atunci când după întoarcerea în Germania l-am sunat la telefon, mi-a spus că se află, de data aceasta fără însoțitori, în fața Sfântului Mormânt, unde merge să se roage. O asemenea credință nu poate fi redată nici în vorbe, și cu atât mai mult nici într-un trecător reportaj ca acesta. Dar văzând locurile sfinte și cunoscând personalul Bisericii Ortodoxe Române din Ierusalim, mi s-a întărit convingerea că făclia credinței nu se va stinge niciodată.